Bună ziua! După cum și era de așteptat, conform estimărilor care le făcusem eu, s-a declanșat o adevărată campanie, un atac masiv, bine regizat, împotriva guvernului. Astăzi eu am ascultat cu atenție declarațiile și ale tovarășului Voronin și ale tovarășului Dodon și înțeleg că scopul lor principal este prin atitudini, prin injurii, prin atacuri la persoană, prin alte strategii care au fost recomandate și aprobate din alt centru de comandă, să creeze o atmosferă de haos, să creeze o atmosferă de debandadă în Republica Moldova, acum în prag de iarnă. Dar, de fapt, scopul lor principal este ca prin aceste acțiuni, prin denigrarea imaginii guvernului, care într-o perioadă scurtă de timp de când a fost investit, a făcut tot posibilul pentru a debloca o serie de procese care vizează sectorul bancar, care vizează stabilitatea plăților sociale, care vizează sectorul energetic, multe alte acțiuni pe care nici Dodon, nici Voronin în perioada cât au fost la putere nu ar fi reușit să le facă într-o asemenea perioadă. Și scopul lor principal, după cum spuneam, este deturnarea Republicii Moldova de la vectorul său strategic, vectorul de integrare europeană. Totul este simplu, totul este banal de simplu. Prin aceste atacuri se încearcă să se pună în practică spre ce au tins ei de mult. Câteva zile în urmă am inițiat procedura perfect legală de demisie a șefului CNA și am subliniat că ar putea urma și o serie de alte remanieri care vizează oficialii din guvern, inclusiv și miniștrii, care fac antireformă, dar nu reformă, protejând interesele partidelor, dar nu a cetățenilor. Ieri am vorbit și despre concesionarea aeroportului, subliniind unele aspecte care chiar ne dau temei să credem că statul ar trebui să reia din nou administrarea acestui important obiectiv strategic. Presupuneam că va urma o reacție. Și ea nu a întârziat să apară. Și tactica îmi este deja cunoscută. Credeți-mă, am deja mai bine 6 ani de când sunt în politică și sunt în aceste alianțe pro-europene, că imediat cum sunt atinse niște interese mai sensibile ale păpușarului, imediat sunt scoși la rampă sculele, sau sunt scoase la rampă sculele. În cazul meu, ce mă surprinde, constat că probabil tratează situația ca foarte serioasă, de motive că i-a scos la rampă pe toți trei odată. Și pe Voronin, și pe Usatăi, și pe Dodon. Și să înțelegem că, de fapt, astăzi Șor mai este ținut la aeroportul internațional Chișinău doar pentru fațadă. Interesele reale nu sunt deja al lui Șor, fiindcă ăsta nu știu dacă mai are vreo perspectivă în general în Republica Moldova. Făcând abstracție de minciunile și injurile care au fost debitate de către aceste personaje astăzi și care chiar nu merită comentate, aș vrea să declar că împotriva Republicii Moldova se urzește un complot. Eu am vorbit joi seara despre o posibilă încrengătură de interese care s-ar putea contura în Parlamentul Republicii Moldova pentru a aduna voturile necesare de demisie a unui guvern pro-european. Personal, tratez declarațiile de astăzi nu ca un simplu bluf acestor persoane, cum de regulă s-au comportat, ci tratez declarațiile de astăzi cu multă seriozitate și cu multă îngrijorare. În special în contextul discuțiilor recente care le-am avut cu mai mulți actori internaționali relevanți, care chiar cunosc situația de la noi și care chiar cunosc și știu cine și cum trage sforele. Și în cazul declarațiilor de astăzi, ele nu sunt doar declarațiile unui bătrân politician care uneori mai pierde firul gândurilor și nu sunt doar niște elemente de bravadă bădărănească, așa cum i s-au scris instrucțiunile pe care le practică Dodon. În spatele acestor declarații se ascund cu adevărat
niște intenții serioase care chiar pot fi puse în practică. Și maniera și sincronizarea cum au fost făcute aceste declarații mă fac să cred că jocurile în mare măsură sunt făcute și că urmează în Parlamentul Republicii Moldova doar actul final, votul secret, subliniez, secret, pentru demisia unui guvern pro-european. Sunt sigur că anume așa se va proceda, fiindcă la noi e ca la noi. Când în lege scrie că se votează prin vot secret, atunci se votează prin vot deschis, iar când în lege scrie că se votează prin vot deschis, se va proceda la vot secret, fiindcă adevărații protagoniști a acestui penibil și perfid scenariu, sunt sigur că nu vor îndrăzni să-și arate fețele lor reale. Subliniez, mie nu-mi este frică de intimidări, șantaj, amenințări. Compania pe care am fondat-o mai bine de 15 ani în urmă a activat, activează și va activa perfect legal. Această companie nu are coparticipări în capitalul social sau în acționariatul oricăror altor companii. Toate veniturile și interesele le-am declarat în strictă conformitate cu legea. Nu am absolut nimic de ascuns, spre deosebire de tovarășul Bidon, care, din câte cunoaștem, a apărut ca din senin în ultima vreme și un palat somptuos, și se mai spune pe târg că este și proprietar anumitor altor imobile și că deține și alte afaceri pe care nu le-a declarat, spre deosebire de mine, care am declarat tot ce am. Igoriok va fi acționat în instanță în cel mai apropiat timp pentru calomnie și defăimare publică, fiindcă s-a deprins că odată ce sponsorii din spate îi sugerează și îi dau instrucții că anume prin bădărănism, prin injurii, prin insultă, câștigi cumva simpatia publicului din Moldova, care, mă rog, nu este nici el tot timpul foarte elevat, o să-i demonstrez că asta costă. Și costă anumite penalități. Asta a fost declarația mea. Mulțumesc pentru atenție și pentru operativitatea cu care ați venit astăzi la acest briefing. Mersi!